Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit pe oamenii la un episod din seria noastră minunată de Lairs of Fear. Frazor, data trecută am rămas aici, am luat liftul și am ajuns la o altă încăpere. O altă intrare. Sincer, nu știu ce să zic dacă să intrăm, dar... Am înțeles. Ok, frazor, înainte de a începe, nu uitați, bă, fiecare dintre voi să apăsați acel buton de like. Nu vreau să mă întorc în stânga. Nimic. Vreau să strângem acolo, frazor, cât mai multe like-uri dacă vreți să apară cât mai multe clipuri din această serie. Ce mai avem noi pe aici? Păi... Ok. Nu știu ce am impresia că eram nebun. Gen, sau că sunt nebun în continuare și ceva se putre, se întâmplă la mijloc. Adică, păi, uitați-vă cum fac. Și acum o să mănânce ceva de cur. Deci, frazor, haideți să strângem cât mai multe like-uri dacă vreți să continuăm acest joc super, super șmecher cu cât mai multe episoade. Și dacă după ce îl terminăm vreți să apară și mai multe jocuri horror. Bă, lol. Parcă nu era așa aici. Am văzut o femeie. Am mai fost aici, mai țineți minte că s-a topit ușa asta. Aolo. Nu-mi place cum se vede. Se vede ceva de la geam. Dă-te-n morții tăi. Ce face, mă, incantații voodoo acolo? Ok, yeah! Okay, nu, să înțeleg că nu vrea să intru acolo. Ok, fugim. Deci să înțeleg că nu vrea să intru acolo. Frate, am încercat, nu știu, poate voi ajutor. Aolo, nu iarăși. Am mai fost în camera asta, nu-mi place. Nu iarăși tipul ăsta. Nu-mi place. Așa are față, uite, botul. Na, ce o să ne faci de această dată? Aolo. What? De unde se aude? What the fuck? N-aș răspunde. Deci eu nu vorbesc cu tine? Pentru că arunci cu cărți în mine. Am înțeles, ok. Mai bine plec din această încăpere. Aolo, nu pot să plec. Ok, atunci mai bine căutăm altceva. A căzut o carte. Hei, ce cu asta? Dar nu pot să iau sau ceva. E doar ceva ce strălucește acolo. Opa. A, aprindem lampa asta. Super, ca să nu ne mai fie frică. Bă, chiar încă pot închide dulapul. Înapoi... Altceva pe aici? Cred că... Ieșiți antena. Trebuie să sunăm la un număr. Dar trebuie să și găsim un număr. Ok. Opa. Vedeți ce văd și eu aici? A, la nu-i număr. Deci să găsim un număr, probabil pe o fișă, pe aici, pe o hârtie, ceva, pe foaie. Aici. Că trebuie să sunăm la cineva, dar dacă asta o să caut eu toate combinațiile. A venit și lampa asta. Ok, cred că la 363, la 3. Cred că la 363 vreau să sun. 3, 6, 3. Mă. Dar nu merge, mă, frate. Bă. Nu merge să-l sucesc asta cum vreau, știi? Uite, dacă lovesc aici, ajung... Bă! În mod normal, trebuia să se miște și mecherea asta de aici. Înțelegeți voi? Gen asta din spate ca să vină aici pe numărul pe care vreau să-l apelez, e? Deci antena ăsta... 3...
6 3 6 3. Ok, am sunat bine, hai că am făcut bine. Și unde sunt? What? What the fuck? Coaie! Dă-te-n morții tăi! Aolo, se deschid geamurile. Aolo. Frate, se aruncă de la balcon ăștia. Ce puii mei se întâmplă cu jocul ăsta? De ce e un pian pe perete? Săracul bebeluș. Păi ok, și cum vreau să plec de acolo? Vreau, pot să plec, te rog. Nu pot. Aș putea urca gen pe acolo. A început să tremure tot. Ce se mai întâmplă acum? Mă, frate, vreau și o să ies. O, s-a făcut o ușă. Aolo, nu-mi place deloc. Doamne, ce-mi place mie să alerg prin culoare pe aici, pe culoare și tot ce vreți voi. Aolo, unde am ajuns? La etaj. Alo, eu sunt. Wow! Și că ai promis? Ce-am promis să taie? Stai în pic, stai putul! Coi, dacă mă arunc, mor? Să înțeleg că da. Nu știu, am crezut că sunt un fel de Superman. Opa, stai în pic. Cred că asta trebuie să se întâmple. Că gen, acum, uite, se continuă. Gen, m-am trezit, ok. Bun, da, așa, așa, așa. Deci am căzut de la 5 etaje, dar... Aolo, ce aici? Hei, salut! Mă, ce mic e ăsta, ce pitic e. Ok. Dacă voi vreți să urcăm pe aici, chiar dacă totul e distrus, o facem și pe asta. Și lumânări pe aici. Ok. Interesant, lumânări care nu luminează mai deloc, dar nu este nicio problemă. Ha, mă, ce... A, nu iarăși în camera asta. Nu o să mă mișc. Așa stau. Oh, fuck, ei trebuie să ne mișcăm. Mă duc iarăși aici la cartea asta. Nu merge. Hei, el patron. Patronul, ce faci? Căfă. Oh, lol. Ok, mi se pare mie sau zici că e mai mult acum? Trage-mi de cartea asta. Poate se întâmplă ceva. Care era numărul? 363? Opa! Opa! Alol, și m-a dat înapoi, mă, deci nu trebuia să cad, am înțeles. A, sau nu? Acum, dracu, zici că mă urla Iisus în cameră, n-am mai fost pe aici. Frazor, căștile în blană, da? Păi puii mei, cum vrei să ajung aici? Ok. Nu e nicio problemă, nu vreau să mă mai arunc o dată. Bă! Întrebarea este pe unde cobor eu. Fraților, avem o problemă. Nu știu ce se întâmplă cu jocul ăsta, dar fie între s-a întâmplat ceva ce nu s-a mai întâmplat data trecută. A apărut o chestie nouă. N-aveam pe unde să mă duc altundeva. Și iarăși mă dă aici, mă. O, da, iarăși m-a dat aici, să vedem dacă se întâmplă același lucru. Dacă se întâmplă același lucru, înseamnă că nu trebuie să facem asta. Băga mea și piciorul. Holy fuck, băi, e horror tot aspectul aici. Ok, asta așa. Tragem de carte, se deschide dulapul. Sau trei ticuri. Da, trei ticuri. Tang, tang, tang. Hai, mamă, mai intrăm aici. Același culoar. Nu știu ce am impresia... De fiecare dată că gen poate apărea cineva fix aici de după colț sau prime. Ok, urcăm aici. E deschisă ușa? Păi ce, am mai fost pe aici? Gen am fost înainte să mor, da. Au. Au. Nu-i problemă.
Bă, aș putea intra pe geam aici. Nu știu, altceva ce știți că aș putea face. Numai aici, la geamul ăsta, am niște chestii de desubt. În rest, pe aici nu mai am nimic. Holy fuck, băi, e și greu, deci avem acum o parte mai complicată aici. Nu, dar nu e nimic acolo. Fiind că n-aș putea cădea pe pian, gen să cad pe pian. Vreau să ajung înapoi acolo, n-am cum. N-am cum să sar, aia e problema. Deci, practic, eu sunt blocat cumva aici. 3, 6, 3. 3, 6, 3. Hai că mai sunt o dată, poate n-am format eu bine. 3, 6, 3. Vedeți cum fac? Păi gen, bă. Sau știi ce mă gândesc? Mă gândesc că trebuie să găsim un număr să apelăm iarăși de pe telefonul ăsta. Gen, trebuie să fim foarte atenți la chestii, știi? O, ce oră ți-s toți aia? Sau deasupra? Nu. Sau, bă, fii antenă. Poți deschide tare. Nu poți deschide partea de geam. Mă gândesc că trebuie să găsim un număr la care să sunăm pentru a ne salva, gen, cum ar veni, știți? Stați că acum am pun creierul la contribuție. Bă, fraților, puneți-vă și voi creierul acolo în funcțiune. Sau poate scrie pe aici? Nu scrie nimic pe aici. Deci în camera asta nimic. Nimic, nimic, nimic. Fraților, încă o dată nu uitați, dați și voi acolo foarte multe like-uri. Eu încă stau și mă gândesc. Ce pui mai putem face? Crouch, nu, nimic, nu. Deci trebuie să sun. Asta încă se plimbă. Am căzut din greșeală, mă, frate. Și are se întâmplă același lucru. Și nu cred că mi-a scăpat nimic, nu? Deci nu cred că mi-a scăpat nimic. Este foarte ciudat, frate, pentru că nu e nimic evident acolo, știi? Ori nu fac eu ceva bine, gen, trebuie să mă duc pe undeva și mi-am dat seama pe unde, ori, uite, trebuie să folosesc telefonul, că de-aia îmi dă și voi să folosesc telefonul, știi? Gen, trebuie să sun la un număr. Și am scris acolo 363, gen, numărul care mi-a apărut prima dată aici, dar văd că nu merge. Gen, nu mă dă nicăieri, adică nu sună, efectiv. Nu se întâmplă nimic. Eventual v-am spus, gândiți-vă și scrieți și voi în comentarii ce aș putea face pentru că o variantă tot trebuie să fie corectă, frate. Deci o variantă tot trebuie să fie corectă sau poate, nu știu, pe drum, pe aici, să mai mă uit după numere. Tot trebuie să ajung aici. Clar trebuie să ajung aici, răspundem la telefon. Ok, și uite, acum pot sunare. Nu se întâmplă nimic. Păi vreau să nu știu, eu cam aici o să închei episodul pentru că sincer n-am nici cea... Sau uite, trebuie să ajung acolo? Gen, nu știu. Dar uite, n-am cum să ajung, de mă duce direct cu capul în jos. Aici o să închei episodul, nu uitați în comentarii să scrieți cât mai multe idei, fraților, pentru că apare ne-am blocat, din păcate. Nu uitați să dați ceva acolo foarte, foarte multe like-uri dacă vreți să continuăm această serie cu cât mai multe episoade și ne auzim data viitoare. Ceau, bă! Pa!